Tradiționala sărbătoare a primăverii Mărțișor, organizată al 19-lea an consecutiv de Societatea pentru Cultură Românească din regiunea Cernăuți, Mihai Eminescu, a avut loc duminică 10 martie și a început la sediul societății din Piața Centrală, cu vernisarea unei expoziții de pictură a doi artiști plastici din România, Ioan Botnar și Radu Bercea. Apoi, peste așteptările organizatorilor, la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Mărțișor, într-un număr foarte mare s-au adunat sute de artiști amatori și spectatori din nordul Bucovinei, Ținutul Herța și nordul Basarabiei. Cu aproape o oră înainte de a începe spectacolul, sala Palatului Academic al Universității de Medicină din Bucovina era arhiplină. Mulți spectatori au fost nevoiți să urmărească timp de 6 ore stând în picioare spectacolul extraordinar al actualei ediții a festivalului sau ascultând din holul Palatului. Într-adevăr, observăm o deosebire de celelalte ediții ale Mărțișorului Cernăuțean. Nu cred că în cei 19 ani de când această sărbătoare este organizată la Cernăuți au fost atâtea colective folclorice cum au venit anul acesta. Avem peste 40 de colective din diferite localități ale regiunii Cernăuți care s-au înscris, care au insistat să urce în scena Festivalului Mărțișor. Aceasta este o dovadă în plus că Mărțișorul Cernăuțean ia amploare, este o repetiție generală pentru ediția 20-a jubiliară care o vom ținea la anul și sper să ajungem cu toții sănătoși și acest festival să ne bucure încă mulți și mulți ani înainte. Ca de obicei, spectacolul a fost deschis de către corul Dragoș Vodă, care a dat tonul acțiunii. A urmat mai apoi grupul etnofolcloric Fetele din Bucovina, ansamblul Mugurel de la Școala de Cultură Generală numărul 1 din Pătrăuții de Sus, raionul Storjeneț, grupul de dansatori Țărâncuța de la Grădinița de Copii din satul Mihoreni, raionul Herța, ansamblul etnofolcloric Spicușor de la Casa de Cultură din Sureni, același raion. Îndrăgiții interpreți din nordul Bucovinei, Dumitru Ignat, Carolina Jitaru, Natalia Andrieș, Ana Maria Calancea, Maria Elena Fortuna, Cristina Ursulean, Adrian și Igor Costea, Sofia Roșca și Pavel Damian, Nicolae și Marin Mintenco, Ion Semeniuc, frații Gostiuc, Maria Cudla, Florina Gaziuc, Alexandru Tărățeanu au reușit să cucerească publicul cernăuțean prin vocea și talentul lor deosebit. Și, într-adevăr, această ediție a Festivalului Mărțișor a fost cea mai reușită de până acum. Organizatorii au acceptat pe scena festivalului toți doritorii să-și etaleze talentul din toate zonele folclorice românești ale regiunii Cernăuți. Sărbătoarea Mărțișorului, acest festival, în primul rând pentru mine este un simbol al primăverii, este un simbol al dragostei și fericirii și ne bucurăm enorm de mult că am participat la Festivalul Mărțișor în sat, în raion și am ajuns pe scena regională. Și pășind în primăvară, aș vrea să felicit toate mamele, fiicele, cu sosirea acestei frumoase sărbători. Să vă doresc o sărbătoare în suflet! Merită menționat grupul folcloric Șoimii din satul Ceahor, ansamblul de dansuri Bucuria de la Casa de Cultură din satul Dinăuț, raionul Noua Suliță, ansamblurile etnofolclorice din satele Pătrăuții de Jos și Ciudei, ansamblul Perla al Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuț, orchestra de muzică populară a Școlii Medii din Voloca, condusă de Florin Onofreiciuc, orchestra Trandafir în frunte cu Ioan Botnar, fanfara din această localitate, condusă de Mihai Cocer, corul Codrii Cosminului, dirijor Gheorghe Sadovei și corul bisericesc Fiii Arboroasei din Iordănești, Hliboca, condus de preotul Vasilii Pojoga. A impresionat publicul cu repertoriul său corul George Inescu din Dorohoi, condus de doamna Gheorghina Gușulei, originară din nordul Bucovinei. Numărul participanților la festival a depășit câteva sute și fiecare au primit diplome din partea organizatorilor și câte un mărțișor, care a fost oferit cu generozitate de o serie de cadre didactice bodășenene, animate de profesorii Gruia și Alina Cojocaru, Victor Cuzic, directorul penitenciarului Botoșani și mulți alții. 230 de felicitări și 200 de mărțișoare confecționate manual au venit din partea fraților noștri din județul Botoșani. Mărțișorul ne aduce în primul rând primăvara și bucuria de a participa la asemenea festivaluri frumoase și la noi și peste hotare.
După 4 ore de cântec, joc și voie bună, scena Palatului Academic din Cernăuți a fost oferită ansamblului artistic Rapsozii Botoșanilor, condusă de maestrul Ioan Cobâlă, care sub bagheta dirijorului Ciprian Potoroacă a oferit un recital de zile mari, ridicând publicul în picioare. Prin directa implicare a lui Florin Țurcanu, președintele Consiliului Județean Botoșani, soliștii orchestrei, interpreți de valoare cunoscuți în întreg spațiul românesc, Constantin Petrescu, Petronela Rusu, Cornelia Ciobanu, Dan Doboș, Elena Mândrescu, Laura Ștefănescu, Mitică Ștefan, Ion Oloieru, Ștefan Potoroacă, interpreți de valoare cunoscuți în întregul spațiu românesc, au încântat sufletele românilor din nordul Bucovinei, inimile cărora au bătut în unison cu artiștii de pe scenă aproape 6 ore. Organizatorii au mulțumit tuturor celor care s-au implicat cu dăruire în reușita acestei sărbători de suflet.